Bună dimineața! Ia priviți ce avem noi aici! Cât de frumos ninge! Mi-am pregătit aici artileria grea pentru a începe ziua. Am așa. Am această cănuță cu apă pe care am primit-o de la o urmăritoare de-a mea, care îi mulțumesc enorm de mult. Este o cană pe care mi-am dorit-o de mult, dar la care, nu știu, așa s-au aranjat lucrurile că nu am mai ajuns. Deci, beau cănuța cu apă. Activitatea mea pe Instagram, pe YouTube și pe Facebook mi-a dus în cale numai oameni frumoși. Un astfel de om este și Cristina, o mămică a unei fetițe cu autism, pe care am întâlnit-o la noi la biserică, dar eu astăzi nu am fost la biserică, a fost Sergiu și iată, mi-a dus de la ea o mică atenție pentru un om mare și am zis neapărat să imortalizez acest moment și aici. Iată, animale de pădure, desene pentru Lia, așa, asta cred că o să punem deoparte pentru când va fi mai mare. De colorat o să-i dăm acum, dar da, copii? Da. Avem aici, chipsuri din miere. Ai venit la noi. Avem aici fructe tropicale. Avem aici acadele. Mulțumim! Mulțumim, Cristina! Și pe... Wow! Ce cane! Sergio, asta e cana pe care eu ne-am dorit-o așa de mult! Cana din aia în două straturi! Ia, ne ia, ce ce le ajut! Iată așa cana! Wow! Cristina, mulțumesc frumos! Sunt și la câteva minute îmi fac aici drain maxi pentru retenție de lichide din organism. Azi l-am ales pe acesta cu gust de aloie și lime. Zis că vrea plătită de un ou, așa că pentru ea pregătesc un ou să-i fac plătită. Iar eu îmi voi face o omletă. Tot dintr-un ou voi folosi și roșii, o bucățică de salam și cred că o să pun și niște spanac. Am făcut aici cafeluța, acesta va fi micul meu dejun, omletă cu spanac și salam, roșii și castraveți. Iar lui am făcut o clătită din asta din ou, probabil o să mănânce și de la mine roșii și castraveți și fac acuș ceișorul. Las cafeaua mea un pic să se răcorească. Voi știți că eu, mie îmi place să o beau așa fierbinte. Și aici am scos de la congelator niște carne. Săptămâna aceasta este săptămână cu harț, adică se mănâncă toată săptămâna carne, lactate, ouă, pește,
brânză și noi, evident, nu vom face abuz, dar vreau să fac, cred că, o zeamă sau ceva supiță din această carne. Salut! Da, eu sunt încă în pijama și asta pentru că vreau să spăl vasele și după asta să merg să fac un duș, să dau hainele la spălat. Vă rog să ignorați vocea aceasta pentru că nu știu ce se întâmplă, dar iarăși am răcit. Atât de des ca în iarna asta, eu nu am răcit niciodată. Nu știu care e cauza, trebuie neapărat de investigat. Dar ce am vrut eu să vă spun, am început acest vlog, va fi un vlog de luni, un vlog de o singură zi, în care vreau să filmez și să vă arăt ce fac eu pe parcursul acestei zile. Este o zi de sărbătoare pentru că astăzi e Sfânta Xenia, e hramul casei noastre. Sergiu deja e la biserică. Noi nu am mers pentru că nu mai simt prea bine, în plus trebuia să-i petrec pe copiii mari la școală, dar vreau să sărbătoresc astăzi. Așa că din lucrurile astea, din treburile astea casnice, doar voi spăla vasele și atât. Curățenie nu fac, deși vă dați seama, după ziua de duminică pe care am petrecut-o stând toți acasă, nu e tocmai ordine în locuința noastră, însă de asta o să mă ocup mâine, marți. Astăzi sărbătoresc din acest punct de vedere, dar evident vasele nu am putut să le las așa, de aceea mă ocup acum de ele. După asta merg să o îmbrac pe Lia, să fac patul, să fac și eu un duș, să îmi iau haine curate și neapărat trebuie să scriu un articol. Astăzi va fi o zi de lucru la calculator. O zi în care voi face activități cu Lia și o zi în care voi citi. De dimineață am vizionat un film. Cât Lia a dormit, eu am stat lângă ea și am zis că nu vreau nici să citesc, nici să nimic. Vreau să vizionez un film și am ales Însemnări pentru fiul meu. Simt că mă lasă vocea. Suntem în luna în care sărbătorim, pe 4 am sărbătorit sau am marcat ziua de conștientizare a cancerului, iar pe data de 15 marcăm ziua copilului cu cancer. De asta am vrut să vizionez un film la acest subiect. Însemnări pentru fiul meu este un film pe Netflix. E din 2022, dar din 2020, dar cred că este actual. Și da, dacă vă plac dramele, vizionați filmul, căci o să vă placă și acesta. Însemnări pentru fiul meu. Este un film spaniol. Da, și cred că până acum am terminat de citit două cărți. Sunt foarte mândră de mine. Cărțile pe care le-am început din ianuarie, Matilda și cartea scrisă de Sensul vieții de Mihai Morar și Părintele Nicula, dar despre ele o să vă povestesc în clipul cu cărți. Am început să citesc Jocul vieții și cred că astăzi voi mai începe o altă, pentru că mie așa îmi place să citesc în paralel mai multe cărți, două, poate chiar trei.
Da, ce să vă mai zic? Am de lucru, am cu ce să mă ocup. Astăzi îi voi pregăti și ei câteva activități, de aceea o să vă iau cu mine așa pe parcursul întregii zile, cât va fi posibil. Și o să vă arăt cu ce o să mă ocup eu astăzi. Am de editat și un vlog care ar fi trebuit să intre sâmbătă sau duminică, pentru că este un vlog de două zile, mi se pare, joi și vineri, însă nu am reușit să-l editez, de asta îl voi posta după acesta. Da, acum să termin de spălat vasele și mai vedem noi ce facem. Deja am vorbit 5 minute, sper că nu v-am plictisit, dar am ținut neapărat să fac această introducere ca să înțelegeți ce vom face astăzi. Da. Am avut niște biscuiți și i-am pus aici în borcanașul ăsta. Copiii ori de câte ori își doresc ceva sărunței, vin și iau de aici. Am aranjat fructele, miere, pere, am aici gutui, nu pere, prune. Miere, prune, gutui, portocale, aici avem portocală, mandarină și kiwi. A cumpărat Sergiu ieri. Și aici, iată așa, am migdale pe care Sergiu le sparge în fiecare zi câte un pic și le punem la hidratat, după care le mâncăm și aici niște nuci trebuie alese. Și da, ar trebui să mă ocup de acest blat care are diverse pete și pe care eu îl curăț cu pastă Mystic și cu discul Involver, însă am zis că astăzi nu mă ocup de asta. Îl las aici, dar merg de la bucătărie în casă, pentru că dacă mai stau aici, o să-mi găsesc iarăși ceva de lucru și mi-am promis mie că astăzi nu voi lucra. Lia! Nu cum așa, Lia? Chiar așa? Chiar așa! Nu-i voi, mami, piperiț, liuță, ia uite, e frumos aici! E frumos, așa e frumos! Uite la mine, așa e de cistuc, e frumos. Ascultă-mă un pic. Ce aduci? Da, iată și aici, trebuie să facem ordine. Ce aduci, apă să speli? Da. De-am unde să mai speli, Lia? Uite, o să-ți dau pasta Mystic și discul și ai să curăți. Bine. Și acolo și peste tot. Și toate astea în timp ce mama făcea ordine, da? În timp ce mama strângea patul. Da. Am dormit foarte bine. Ai dormit foarte bine. Mă bucur. Hai să ne, să ne îmbrăcăm. Acum și o să venim și o să facem ordine aici și o să facem activități. Ne-am înțeles? Leuța, ia să-i pe pat. Nu vreau! Să-i pe pat, să te îmbrac. Hai, hai, hai! Te rog să nu mai scrii pe pereț. Hai! Hai, de la păcat. Bebeluș! Stai! Stop! 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 Ia stai! Stai un pic să te îmbrac în bodic și pe mine jucam! Lia! Aba! Da, mânuța! Nu! Aici! Aici!
Stop! 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 Ba din palme, trap, 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 din picioare, pop, pop, pop. Happy, 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 așa am cântat. Cu cine? Happy, 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 așa am cântat, să te prostie. Nu, happy înseamnă fericit. Adică ești fericită? Așa ai cântat cu Cece. Happy, happy, happy. Și tu ești fericită? Nu, așa. Happy, happy, happy. Așa. Happy, happy, happy. Da? Nu, așa. Happy, happy, happy. Happy, happy, happy. Happy, happy, happy. Dar cum te cheamă pe tine? Mami, eu vreau ciupă-ciup știi la tine. Dar nu am. Dar cum te cheamă? Ciupă-ciup. Da, nu am linia. Ai! Ei, am. Acum strângem patul, mama se îmbracă și facem o activitate. Ura! A, vrei să punem inimioare? Da, da. Ok. Ia fă o piruietă, cum ești frumoasă. Asta nu trebuie. Asta nu trebuie. Nu, vrei să mă ajut să strângem patul? Da. Da, tu aduci pernile. Hai, pune-le aici. Bravo! Și mulțumesc frumos că mă ajuți. Tu ești o fetiță tare, bravo, da? Da, asta s-o punem aici. Da, mai este o pernă, du-te și mai adu. Ai adu și pune aici. Mâine o să schimbăm coșurile la pierna. Da? Ia du-te și adă păturile. Du-te de pe scaun și adă păturile. Hai. Asta tu și asta eu. Uite, adă pe asta. Hai, adă. Ajută-mă. Bine, te ajut. Pune aici. Nu închide. Mama să spună când. Pune aici. Acuș mama o să aranjeze. Happy, happy, happy. Nu. Mergem să spălăm față, dinții, da? Ce faci? Ce faci tu? Eu le-ți bătut. Nu este. Da, Coca-Cola! Uite, acolo te vede doamna medic și a să spună nu este ciupa-ciups, nu e voie. Arată că este ciupa-ciups. Sunt bomboane. Tu vrei bomboane? Da. De unde? De la ce din caserola, sunt bomboane. Hai să-ți fac coafura și pe urmă. Vino aici, vino aici. Așa este aici, spirtan. Bine, hai așa zi-te. Așa zi-te. Iată așa, hop. Și stai să te pieptăn. Și să-ți pun fundiță, da? Da. Nu cu asta, nu. Cu acesta. Acela este doară. Vrei să-ți fac ca la Diana? Așa, părul să-l pui în sus? Da, mă, știi cum am găsit ăsta? Trebuie să anunțez.
Da. Nu ai murit, dar te-ai lovit. M-am lovit? Da. Te-am lovit? Așa, și de să punem? Punem cercul? Da, ia să te văd. Ia uite aici. Cât de frumoasă ești! La cameră! La cameră te arăt! Te arăt la cameră! Spune, salut! Tu tușești? Spune, salut! Așează-te! Salut! Așează-te un pic, nu te vede camera. Iată așa. Spune, astăzi o să petrecem ziua împreună. Astăzi o să facem clătite. Clătite de ouă, parcă ai mâncat. Da. Cu tine. Ia, ascultă-mă. Arată-mă, camera, cum am scris pe pereț. Să arăt la cameră cum ai scris pe pereț, da? Cine a scris acolo? Eu singură, de acolo scrii număr. Vreau să-mi fac rutina de dimineață și folosesc acest crem anti-aging pentru ochi și cremă hidratantă pentru față. Eu știu ca reprezentant al companiei Greenway nu ar trebui poate să vă arăt ce produse folosesc sau mai știu eu ce, însă voi știți că mie îmi place să fiu sinceră și pentru că am aceste produse acasă, eu nu vreau să fac risipă. Din acest motiv, le folosesc, după care merg la produse terminate, nu le recumpăr, de fapt nici nu le-am cumpărat, le-am primit într-un pachetel de PR. După care eu să-mi cumpăr crema mea preferată, v-am vorbit despre ea, tot o cremă anti-aging de la Greenway, cu extract de cânepă. Așa că, iată, de asta eu folosesc aceste produse. Dă un pic balzamă. Și ați văzut că mi-am cumpărat un balzam pe care Lia îl mănâncă acuș. Aia. Îmi trebuie să mă apăsesc pe buză. Așa, este foarte hidratant, îmi place. Dă-și mie, mama, dă-și mie. Dar nu-l deschide prea tare. Lasă-l așa, bine? Și iată așa. Rutina mea de dimineață, evident, după ce mi-am spălat fața, dinții și... Așa mai departe. Așa, am aici niște coși de ou și vreau cu Lia să facem activitatea. A venit mai întâi să o pregătim. Am eu în cap o idee, sper să reușească. O să vă arăt ce facem. Haide să strângem de aici și aducem activitatea. Da? Animaluțele. Uite, haide tu, animaluțele, ele nu trebuie să stea aici. Iată, apuc așa și du-le acolo pe lădiță. Așa. Я вам тут прибежу.
Uite, eu îți aduc să facem o activitate. Așa. Pune pipetele aici și eu îți explic. Mă pregătește asta. Da. Și iată în ce constă activitatea noastră. În cojile de ou am pus bicarbonat de sodiu și Lia trebuie să folosească pipeta și să... Ce faci? Observi ce se întâmplă. În vasul acesta am pus oțet de mere. Dar fă și în astea. Ia uite câte ai aici. Așa, super! Cât Lia face aici activități, nu vreți să știți, dar o să vă arăt. Ce s-a ales din activitatea pregătită? Eu lucrez intens, pentru că astăzi este ultima zi din campania lunii ianuarie și mai am nevoie de câteva puncte pentru a atinge calificarea S1. Cea mai joasă calificare, dar care mă motivează să merg mai departe. De aceea caut clienți, povestesc despre produse și așa mai departe. Da, nu știu ce voi reuși astăzi să filmez, dar dacă am început acest vlog, îl voi continua. Iată ce a făcut până acum Lia. Da. Merg să duc tot la gunoi, apoi să strâng pe aici. I-am pregătit aici lei așa o gustărică. Astea sunt mere uscate. Le-am primit în dar de la urmăritoarea mea. Și am pus aici două amandamsuri și un jeleu. Sunt curioasă să văd ce va alege. Uite ce ți-am adus. Cum n-ai vrut? Lasă-le aici. Ai să mănânci câte o bucățică. Lasă-le acolo, bine? Câte o bucățică. E foarte gustos. Lasă-l aici. Te rog frumos, lasă-l aici. Ia ce-ți place și lasă. Așa. Fix asta am crezut. Evident, Lia nu a mâncat, așa că voi mânca eu. Eu când sunt stresată, mănânc. Am foarte mult de lucru. Găinușa noastră fierbe aici. Am pus câteva condimente din alea pentru zeamă. Când va fi gata... Așa, când va fi gata, voi adăuga cartofi, morcov, ceapă, câteva paste, pentru că le îi plac, și acesta va fi prânzul nostru. Gata, Lia a adormit. Mă velesc bineșor, căci în casă nu e foarte cald. Și eu merg la lucru, merg să scriu. Eu când sunt stresată sau emoționată, fac orice, numai nu ce aici trebuie. Așa că iată, mi-am permis un pic să mă relaxez și îmi pregătesc jurnalul de lectură pentru luna februarie. Așa. Planific să citesc tot 6 cărți. Deja 2 sunt citite. Voi scrie aici impresiile, dar o să vă arăt cum l-am făcut și ce am făcut în clipul cu cărțile lunii februarie. Tare, tare bine îmi prind aceste carioci, aceste stilouri, aceste autocolante. Și dorințele se îndeplinesc. Am vrut tort, iată, tortul a venit acasă. Așa arată serile în familia noastră, da, Stelian? La ce vă uitați? A? Da? Da, e jos și ei. Cine strângă Lego? Eu cu Lia. Da, Liuța. Da.
Ia ca să vedem. Sergio a venit acasă, am mâncat repejor, am mâncat câte o bucățică de tort. Acum, pe seară, nu știu dacă mai mâncăm, pentru că doar de copiii vor vrea să mănânce poate niște supă. Au ei ce să mănânce. Eu nu voi mai mânca pentru că trebuie să-mi fac masaj anticelulitic. Cel mai probabil în seara asta o să-mi fac cu miere. Dacă va vrea Sergiu, o să-l rog să povestească mai multe. Dacă nu, trebuie să mă credeți pe cuvânt. Acum am mers la stomatolog, după care să livreze câteva produse și apoi vine acasă și va sta cu noi. Între timp, cât copiii sunt ocupați, eu merg să lucrez și cred că aici se încheie ziua mea de astăzi. Nu mă simt prea bine. Și Stelian a venit cu dureri în gât și Cecilia. Și se pare că răceala iarăși își face loc în familia noastră, dar îi venim noi cumva de hac. Și Liuța. A? Ce ai acolo? Mergem să ne jucăm. Mama să pună repede articolul. Mama pune articol pentru mâine. Da? Mama, spune pe canal. Ce? Cum? Pe care canal? Asta. Nu se poate pe canal. Poate pe canalul tău? E foarte bine ca unele jucării, jocuri să fie undeva acolo depozitate pe o bucată de timp. Și atunci când le dai copiilor, parcă-s noi. Da, Stelian? Ți-a fost doar de cartea asta? Da. Da! Și ție ți-a fost doar, da? Ce colorezi? Ce cu care oca. Aha! Hai, repejor colorează și mergem la băiță. Cum colorezi? Așa. Cum? Așa. Așa, cu apă, da? Da. Iată cartea. Aia, încetișor. Asta e lui Steliana. Da, asta e lui Stelian. Dă Stelian să arată cartea. Iată așa arată cărticelele decolorat cu apă. Se usucă. Este și cu animale de companie. Da. Colorezi așa cu apă, se usucă, după care iarăși poți să colorezi. Da. Și aici încheiem vlogul de luni.